Bună seara, fanilor de pe YouTube, celor interesați de muzica mea și nu numai. O să vă prezint albumul meu de debut care se numește Viața sub dărâmături. A apărut anul trecut, în 2012, din motive lesne de spus financiare și comerciale, n-am putut să-l imprim în multe exemplare și nici nu știu dacă s-ar fi cumpărat în atât de multe exemplare. Oricum, ce este important este că am vrut să fac un album care să mă reprezinte la vârsta de 27 de ani care o am și acum. Am vrut să las o poveste despre lucrările care le-am compus de-a lungul timpului. Sunt cântece care, dacă stau bine și mă gândesc, sunt și din 2007, din 2003 chiar, cântece. Este un album de 15 piese. Majoritatea pieselor le-am compus în perioada 2010-2012. De ce se cheamă Viața sub dărâmături? Lesne de spus este pentru că eu provin dintr-un mediu social foarte modest, ca să nu folosesc alte cuvinte, pot să zic chiar sărac. Sunt dintr-o zonă, trăiesc într-o zonă a României în care lucrurile, afacerile nu merg chiar atât de bine, dar sunt niște locuri foarte frumoase aici, în zona Vaslui. Asta am avut de spus.